Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Știți, e surprinzător cum un lucru atât de simplu ca mersul la un carnaval poate deveni ceva complicat. Vă rog să mă scuzați! Călătoria. Nu te mai uita la mine, Tolomacule! Mm? Albine ucigașe în mașină, albine ucigașe! Veți muri cu toții! Albine ucigașe! Te-am prins! Bine că am scăpat de tine! Aoleu, iar luați-te pe mine! S-a întors albina! Oprește-te! Oprește-te! Trebuie să recunosc, e chiar o albină pe cinste. Să știi că ai dreptate, nu-i așa, Jen? Jen? E aproape prea simplu. Microbul amebă este prea mic și nu poate fi văzut. La fel și ceea ce se află în capul soră-mii. Au! A, ce? Ești așa de enervant? Jen s-a enervat, s-a enervat. Jen s-a enervat. Da, De ajuns, la uzi, de ajuns. Tiki, în loc să te bucur, ce imaginație am, tu mă oprești să poate așa ceva, tiki. Dacă mai vorbești, te dau jos din mașină. Vreau jos, am spus că vreau jos. Am spus că vreau jos, că vreau jos. Albina ucigașă s-a întors și vrea să ne omoare. Toată familia nebunim și dă vina pe mine. Vorbesc serios, mamă, hai să-l lăsăm aici. Lumea ne va înțelege. Ascultă, fiule, dacă nu poți fi civilizat, atunci nu te mai luăm la carnaval. Dar, tată... Ascultă-mă. Dacă ești cu minte, ai voie să te întorci în mașină. Da, domnule. Hai, tata, accelerează odată. Jen? Voi fi cu minte de dragul carnavalului. Voi fi cu minte. Bun așa, totul va ieși foarte bine. Ascultă, Jen, îmi pare foarte rău pentru ce am făcut. Da, bine. Nu, serios, vreau să îți dau asta ca să ne împăcăm. Știu cum pare, dar nu am pierdut niciun carnaval până acum și nu vreau să-l pierd chiar acum. Bine, e momentul să mă gândesc la ceva. Cum să ajung la carnaval? Aha! Ce ziceți de o pizza mare cu pește și ananas? Perfect! Lor nu le place peștele. Dar, Maș, s-a schimbat adresa de livrare. Nu mai trebuie să o duci acasă, trebuie să le o duci părinților mei în mașină. Cât timp ei plătesc, o livrez unde vor. Da, vor plăti cu siguranță. Să mergem! Nicio problemă. Mașina asta trebuie împinsă. A, nicio problemă. Dar cine o va... Ce zici dacă o împingem noi? Să mergem! Ce are?
Mă voi întoarce la tine, dulceață, dar înțelege că acum trebuie să livrez o pizza. Acum ce facem? Ne va lua ori întâi să ajungem acolo. Stai calm, cutia asta ține pizza fierbinte 9 zile. Și oricum, am un prieten care lucrează peste deal. Ne va face el rost de un mijloc de transport. Excelent, de-abia aștept să mă dau mașinuțe. Da, cred că avem ceea ce vreți voi. Wow, meserie! Nu, asta... asta! Dar la ce vă așteptați pentru 3 dolari și un baton topit de ciocolată? Asta e finalul călătoriei! Da, dar uite! Ce noroc pe noi! Marș! Da! Marș! Ce? Marș! Întoarce-te! Întoarce-te! Uite! Hai să mergem! Pleacă de lângă căței mei! Câinii tăi? Da, căței noștri! Da, voi unde i-ați găsit? I-am găsit în curtea cuiva! Voi doi băieți sunteți cam departe de casă și de mămicile voastre! Andimon, crezi că ai puterea să... Da, 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 da! Simt puterea dinăuntru! Hai să le tragem una la bicicliștii ăștia! Sunt niște câini foarte drăguți, să știți. Deci ne-ați adus căței înapoi? Pentru că drăgălașii ăștia au fugit ieri, așa au făcut, au fugit, au fugit. Fifi, Azorel, Pufișor, am fost foarte îngrijorat. Deci, după cum se pare, pentru că le-am găsit câinii, cei doi cascadori se pot întoarce la spectacolul lor de la Ai ghicit? La carnaval! Tocmai m-au întrebat dacă le pot face un serviciu să-i ajut la numărul lor, care o fi ăla. Deci tu vei sta în cușca morții în timp ce o merg în jurul tău, ai înțeles? Da. Stai, ce ai zis? Treci în cușca. Ia, nu, e o nebunie. Trebuie să scap de aici. Da. Danny, Maș, ajutor! Ei, cât costă cursa asta? Rezistă, Andy! Nu parte, nu parte, nu pot să conduc asta! Băi, dar e tare de tot faza asta, nu-i așa? Cum merge? Cum pot să te ajut? Ei, incredibil, încă mai ai pizza! Acum trebuie doar să o duc părinților mei, nu-i așa, Danny? Atenție! Oh-oh! Plătit pentru asta, dă-mi drumul! Îmi pare rău, dar trebuie să livrez pizza asta. Am putea împărți bacșișul, oricum. A fost fain să știi, mi-a plăcut. Ne vedem mai târziu, Geronima! Mă întrebam când se va întâmpla asta.
Ce păcat că Andy nu e aici, i-ar fi plăcut la nebunie. Da, i-ar fi plăcut să strice totul cum face întotdeauna. Vedeți ce complicate pot deveni lucrurile chiar și la un carnaval? Mă scuzați, vă rog. Zâmbiți, vă rog. Cu extra pește. M-am gândit că vi se face foame. Pizza? Nu te speria, mamă? Mă pedepsesc eu singur.